Slăviți să fie Domnul. Și fie ca așa cum am cântat și cum ați cântat, să ne ajute Domnul ca să ne despărțim de lumea era și El să ne fie salvatorul, lăuda să fie Domnul, amin. Pentru că suntem în picioare, haideți să citim un singur verset, de fapt două, în Galaten capitolul 5, versetul 22, mulțumesc. Galaten capitolul 5, versetul 22 și versetul 23. Roada Duhului, nu consum. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Vă invit să reocupați locurile noastre. Vă salut în numele Domnului și mă bucur că suntem în această seară împreună. Vreau să vă spun a priori că trebuia să fie altcineva, cum deja erați obișnuiți, sau poate cei care sunteți la început la Betania nu, încă sunteți obișnuiți, dar așa a fost conjunctura, că au apărut alte urgențe și alte probleme de rezolvat, și frații au zis ca să vin eu în această seară și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe mine și pe dumneavoastră. Amin. Așa cum aveți obiceiul frumos acesta, să aveți acest zi de studiu biblic, această seară sau timp de studiu biblic și să parcurgeți diferite tematici speciale. Mi-am amintesc când eram și eu împreună cu dumneavoastră, cu voi, prin 2016, 2017, nici nu mai știu exact, atunci când m-am ocupat de o anumită grupă, m-am bucurat că la chestionarele trimise, N-au fost întrebări despre căsătorie, despre fete, despre băieți, deși era vârsta 20-25 a grupei de care mă ocupam. Ce au fost întrebări foarte uh, spirituale, să zic așa, bine, nu neapărat astea n-ar fi probleme spirituale, și astea sunt, dar uh, de o altă factură. Uh, și m-am bucurat că am văzut această dorință de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales de a aprofunda aceste aspecte. Și cel puțin din punctul meu de vedere, și cred că și ceilalți frați cu care am mai slujit, am văzut că este foarte importantă această interacțiune și personal, n-am mai vorbit cu ceilalți frați, dar cred că personal cea mai eficientă, ca să nu zic mai importantă, etapă din partea de studiu biblic era partea cu întrebări și răspunsuri. Aveți aici QR codul pentru a accesa link-ul. M-am uitat, deja erau două întrebări acolo. Vă spun de la început, cum le-am mai spus și la ceilalți tineri cu care am slujit, nu am preteția că știu totul. Duminică seara am fost undeva la o biserică și un frate slujitor la o seară de tineri m-a întrebat, Ruben, tu cum faci când nu știi să le răspunzi tinerul? Și am zis foarte simplu, le zic că nu știu. Pe cum le zici că nu știu? Bineînțeles, dar să le zic că știu dacă nu știu. și i-a zis că mă, să știi că așa o să fac și eu. Era un lider de tinerit acolo și nu te-au dezaprecia, nu te-au păi, dacă nu știu, nu știu. Acum Dumnezeu nu mă alește pe toate. Noi toți suntem oameni, știm cât ni se descopere sau știm cât punem mâna să învățăm, să studiem, că și asta e foarte important, dar vreau să ne uităm în această seară la această 32 lecție care o aveți, această, aspect al roadei Duhului Sfânt, anume pacea. Este în cadrul acestei serii de studii Știu ce cred și, cum spuneam la final, sper să rămână și timp de întrebări, o să mă străduiesc să rămână și vreau să ne uităm în primul rând la câteva aspecte, o să avem o parte introductivă, Apoi o să vedem de unde ne poate să vină pacea aceasta ca și roada Duhului Sfânt, în ce context o putem primi, uh, care sunt formele de manifestare, care sunt uh, palierile păcii, cum, cum poate să lucreze în viața noastră, uh, de ce e important să avem pace, ce câștigăm, ce putere avem în plus dacă avem pace prin Duhul Sfânt, uh, în orice împrejurare sau mai ales în anumite împrejurări. Și vreau să vedem în ultimul rând... Uh, faptul că pacea nu este așa, doar un deziterat, Dacă vrei să ai pace, foarte bine. Dacă nu, acum se mai poate și fără că asta e viața. Nu totdeauna poți să fii plin de pace. Dar nu, nu asta este. Pacea este o poruncă din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În primul rând, așa după cum spunea, spuneam deja, este această serie de studii despre roata Duhului Sfânt și deja semnala foarte bine fratele Rareș. Acolo nu e o greșeală de traducere a Dumitru lui Cornilescu, cu singular roada, este chiar o realitate. Și o să ne oprim în această seară la în această roadă, și anume la, la pace. Din punct de vedere terminologic, această, acest atribut provine de la acest grecesc vecheriene și el apare în Biblie de mai multe ori, de 258 de ori apare în Biblie, apare de 177 de ori în Vechiul Testament și de 81 de ori în Noul Testament, cu diferite variații, pace, împăciuire, nici n-am mai căutat și după împăciuire, că deja au și mai multe, dar uh, observăm că este foarte frecvent acest termen în Biblie și asta înseamnă că este foarte important și pentru noi. Uh, și este necesar acest aspect, să avem pace. Numai când nu ai pace, îți dai seama cât de importantă e pacea. Numai când ai probleme, îți dai seama cât de important e să ai problemele uh, rezolvate și să ai pace cu Dumnezeu. Ultima dată când apare în Biblie această uh, noțiune, acest cuvânt de pace, parcă seamănă cu descrierea zilelor noastre. Nu interpretez apocaliptic nimic în această seară, uh, v-am spus că nu știu răspunsurile la toate întrebările, dar parcă vedem că încet, încet se ia pacea de pe pământ. Și dacă s-ar lua numai de pe pământ, parcă n-ar fi așa de rău. Cel mai rău e când se ia pacea din inimă. Și mai rău decât atât e când se ia pacea dintre frați și dintre surori. Și în această seară aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca toți să fim oameni ai păcii. Să fim oameni ai păcii pentru că este foarte important să avem pace. Domnul Iisus Hristos în ultimele zile de misiune care le mai avea pe pământ s-a rugat și a spus dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care ați putea să-ți dea o pace. Ai, ai avut șansa aceasta să cunoști aceste lucruri, le-ai văzut, le-ai le trecut pe lângă dar nu le-ai sesizat, nu le-ai identificat. Dacă le-ai fi cunoscut și tu în această zimă care acum când uh, sunt aproape să mă duc spre răstinire, acum când sunt aproape, să, să mor pentru tine și pentru salvarea ta, dar nici atunci nu ai cunoscut. Și atunci ai rămas rece, și atunci ai rămas fără pace, pentru că nu ai înțeles că o sursă a păcii este Dumnezeu. Nu poți să ai pace dacă nu ești prieten cu Dumnezeu, așa spunea. Cuvântul Domnului, Iov 21, versetul 22, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Câte vreme deja se spunea de anturaje greșite, câte vreme există influențe negative, câte vreme îți preocup timpul și ești super informat și super epuizat de tot ceea ce înseamnă în viața asta de media, de știri, de așa mai departe. Nu știu dacă mai pot să mai ai pace. Cuvântul Domnului spune că trebuie să te prietenești cu Dumnezeu ca să ai pace. Și această prietenie cu Dumnezeu este necesară ca să o avem uh, fiecare dintre noi. Uitați-vă că Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământ, a avut acest mesaj. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândul în Hristos Isus. Poate ați sezitat că este vorba de Apostolul Pavel, dar să știți că Apostolul Pavel nu a vorbit de la el. El a vorbit ceea ce Dumnezeu a transmis. Și dacă este pacea lui Dumnezeu și ne dorim pace, înseamnă că noi trebuie să fim prieteni cu Dumnezeu, noi trebuie să fim oameni care să avem o relație autentică, reală și vie și permanentă cu Dumnezeu, dacă vrem să avem pace. Dacă nu, poate nu avem acel uh, moment în care să recunoaștem, dar vom vedea că sunt momente de tensiune, sunt momente de frustrare, sunt momente de neliniște, pentru că nu avem această pace. și tot apostolul Pavel spune, Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin. Dumnezeul păcii. O să vedem și în continuare, printre ultimele cuvinte pe care le adresează Apostolul Pavel, de data aceasta romanilor și o să vedem în alte contexte, parcă este preocupat de acest atribut al roadei Duhului Sfânt, de această pace. Dumnezeul păcii să fie cu voi. suntem obișnuiți să îl cunoaștem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al dragostei, uneori poate și un Dumnezeu al mâniei, un Dumnezeu, poate, poate uneori un Dumnezeu al mântuirii, dar observați că este și un Dumnezeu al păcii. Și dacă vrei să ai pace, în primul rând trebuie să fii prieten cu Dumnezeu. O altă sursă a păcii este Domnul Isus Hristos. Domnul Isus este profețit încă din Vecul Testament și atunci când Duhul Sfânt i-a vorbit prorocului Isaia, i-a spus căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe rumărul lui, vor numi minunat, sfeșnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor și Domn al Păcii. Înainte să apară pe terra, înainte să se întrupeze, Dumnezeu deja a vorbit despre el și a spus aceste nume extraordinare, i-a pus minunat, sfeci Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor și Domnul Păcii. Observați că atributul acesta de Domnul al Păcii este pus alături de numele de Dumnezeu, a numele de Dumnezeu tare, de, alături de numele minunat, alături de numele de sfecnic, alături de Părintele al Veșnicilor. Adică pacea nu e ceva așa, există, nu există, este, este atributul lui Dumnezeu și Domnul Isus Hristos este cel care poate să-ți dea pacea. Mai mult decât atât, când, când deja s-a întrupat și a venit pe pământ și îngerii au adus vestea nașterii lui, știu ce a spus? Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Și nu s-a oprit aici. Și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Că parcă deja vedeau că nu prea mai era pace între oameni. Parcă deja a văzut că nu numai atunci, dar și în secolul 21 nu mai este pace și a observat că nu mai este pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Observați ce spune cuvântul Domnului. Nu între popoarele agnostice, nu. Observați că îngerii au sesizat că uneori pot să existe conflicte și între frați din biserică. De aceea a zis pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ați putea spune, ok, eu, oamenii plăcuți lui sunt și în cei de lume. Într-adevăr, Dumnezeu iubește pe toți, dar cei mai plăcuți sunt cei care și ascultă. Dar nu numai că a avut acest nume și această reiterare, dar el însuși a spus, când vin la voi, nu vin așa gratuit. Nu vin numai să vă acuz, numai să vă condamn pentru ceea ce ați făcut, deși avem, aveți atâtea lucruri și atâtea motive am să vă pot condamna. Nu, el a venit și a zis, vă las pacea, vă dau pacea mea, dar vă dau într-un mod diferit. Și o să vedem cum ne poate da Dumnezeu pacea. Vă las pacea, vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu ne poate da pacea, Domnul Iisus Hristos ne poate da pacea. Și nu numai că a fost profețit înainte, nu numai că îngeri au vorbit despre El, nu numai că El însuși a spus că vă dau pacea, ci și atunci când s-au despărțit. Când deja eram viat și s-a descoperit lor, cuvântul Domnului spune că pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Nu știu, n-am studiat încă, dar cred că și salutul ăsta de pace a Domnului cam tot de acolo vine. Și ce bine e ca salutul să fie și o realitate. O altă sursă a păcii, pe lângă Dumnezeu, pe lângă Domnul Iisus Hristos, mai este, bineînțeles, și Duhul Sfânt. Deja am vorbit despre acest lucru, despre roata Duhului Sfânt, care o vedem asimuită și cu pacea, pe lângă toate celelalte, dragostea, bucuria, îndelungă, răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, plândeța și frânarea posturilor și observați că există această interdependență între toate aceste atribute, adică și dragostea, și bucuria, și pacea, parcă au ceva împreună, au împreună și cu îndelungă răbdare și cu toate celelalte. Dar observați că Duhul Sfânt nu este doar un termen abstract, așa o noțiune penticostală, uneori raică, greșit interpretată, depășită, nu. Observați că Domnul Iisus spune și spune și eu, adică Domnul Iisus, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor, care nu va fi o utopie, care nu va fi o poveste pentru un anumit secol întâi și după aceea... That's it. Viața merge mai departe. Noi suntem prea deștepți, prea inteligenți, cu prea multe uh, chestii uh, avansate pe lângă noi ca să mai credem în prorocii, în vedenii, nu? Uh, cuvântul lui spune, uh, voi voi da un alt mâncăitor care să rămână cu voi în viață. Să nu rămână cu voi numai în primul secol, să nu rămână cu voi numai în dragostea din tâi după ce v-ați botezat. Duhul sfânt și ca și roadă și ca și prezență și ca și persoană trebuie să fie ceva permanent în viața noastră dacă vrem să avem pace. Relația cu Dumnezeu trebuie să fie permanentă, relația cu Domnul Isus Hristos trebuie să fie permanentă. Relația cu Duhul Sfânt trebuie să fie permanentă, să rămână cu voi în viac, să nu rămână cu voi numai când aveți probleme. Și atunci să mergeți la rugăciune. Să nu rămână cu voi numai atunci când nu mai rămâne nimeni cu voi. Și atunci ce să faceți? Măcar rămâne două sfânturi. Nu. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar vă cunoașteți că îți rămâne în voi și va fi în voi. O altă sursă a păcii este, bineînțeles, cuvântul lui Dumnezeu. În psalmul 119, versetul 165, spune în felul următor. Multă pace, au cei ce iubesc legea ta. Multă pace au cei ce iubesc legea ta. Și nu li se întâmplă nicio nerogire. Nu știu cât ați avut nopți în care n-ați avut pace. Nu știu cât ați avut neliniști în, 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 viața voastră, în, nu știu, în sesiune, poate, sau nu neapărat, sau în alte împrejurări. Eu câteodată când nu pot să dorm, mă apuc să citesc din Biblie. După ce citesc uneori 10 capitole și tot nu pot să dorm, mă pun să mă rog. După ce nici nu mă mai pot să mă rog, îmi pun o predică, după ce îmi pun și o predică și nu pot să adorm, s-a întâmplat și asta, Iar o iau la capăt, iarăși cuvântul Domnului, iarăși rugăciune, iarăși câteodată se face dimineață, câteodată nu. Dar nu a existat nici măcar o dată când, când cel puțin unul dintre aceste lucruri să nu aducă pace. Asta nu înseamnă că s-au rezolvat problemele. Că, vă dați-mi, era noapte ce să se rezolve. Nu s-au rezolvat problemele, tot acolo a fost. Dar s-a schimbat atitudinea mea și s-a schimbat uh, percepția mea a problemelor respective, s-a schimbat uh, modul meu de reacție la acele conjunctur și Dumnezeu a fost acela care a dat pace. Pentru că cuvântul Domnului este acela care îți aduce pace. Poate e o filozofie umană, te-ai bazat pe ea și vezi că e năruită și nu mai ai încredere în oameni și nu mai ai încredere în cei din jurul tău și. Uh, te-au dezamăgit X și Y și nu mai e pace și nu mai ai liniște, apelează la cuvântul lui Dumnezeu. Apelează la cuvântul Domnului că spune Domnul multă pace, nu puțină. Nu picuri de pace din când în când și după aceea iarăși demoralizați, iarăși depresați, nu. Cuvântul Domnului spune multă pace au cei ce iubesc legea ta. Și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Pentru că pacea asta nu înseamnă că nu treci prin probleme, nu înseamnă că nu treci prin necazuri, nu înseamnă că nu ne ai neajunsuri, că nu ai nemulțumiri în viața ta, nu, există toate aceste lucruri, dar există acea pace care o dă Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Lui. Și în Isaia, în 48, versetul 18, Domnul ne spune, O, de-ar fi luat la minte la poruncile mele, și asta se referă la poporul Israel, dacă ai fi ascultat uh, prorocile care ți le-am dat, dacă ai fi ascultat de, de Tora, dacă ai fi ascultat de Moise, de Avram, de, de Isaac, de Iacob, de toți ceilalți, de profeții care ți-am trimis, o, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valorile mării. Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, n-ar fi fost așa ca și un pâriaș, ca și, ca și un fir de apă care trece, nu, ar fi fost ca un râu. Dar pentru asta știți ce se trebuie? Trebuie să iei aminte la poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să iei aminte la poruncile lui Dumnezeu. Dincolo de toate aceste lucruri, este foarte important și modul în care interacționăm cu oamenii și mai ales cu credincioșii. Și, și uh, Apostolul Pavel vine și spune, vă îndemn, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și apoi în versetul 3 spune, știm mai departe, versetul timpul este înaintat, și căutați să păstrați unirea Duhului, știți prin ce? Prin rugăciune. Da, și prin asta se poate. Prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Da, și prin asta se poate. Prin, nu știu, zile de post. Da, și prin asta se poate. Dar uneori, uneori, nu prea se poate fără legătura păcii. Adică să ai contextul ăla de, de prieteni, care, dacă ajungi la o problemă, să poți să-l suni, să poți, să, sun, să, poți să, să stai să vorbești cu omul acela, să, să, să te asculte, să stea lângă tine, să-ți explice, să plânge lângă cu tine, să se roage. Trebuie să ai acel om mentor spiritual care, cu care poți să discuți, Neajunsurile tale, păcatele tale, lucrurile care te împovărează, lucrurile de care nu poți să scapi, dilemele din viața ta, împrejururile la care nu știi cum să reacționezi. Pentru că este foarte important, Ca așa spunea cuvântul meu, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este foarte importantă comunitatea în care lucrezi, în care te învârți, este foarte important să ai acel om de suflet în care să poată stea lângă tine, să poată să plângă împreună cu tine și să nu fie prea, nu știu, plictisit, prea ocupat, prea... Aici fac o scurtă paranteză. Este foarte important când vă alegeți mentorii să fiți atenți, să fie oameni mai maturi spiritual decât voi, să fie oameni care a, ați văzut că îi călăuzește Dumnezeu, să nu fie oameni care să semine cu a, soluția care o doriți noastră la problemă. Adică dacă vreau să fiu mai fresc, mi a cu unul mai șmecher, care numai bine mi-argumentează atitudinile mele nepocăiești, ca să nu mă ajută la nimic, nici pe mine, nici pe el. Trebuie să-mi aleg un om care e mai pocăit ca și mine, trebuie să-mi aleg un om care e mai matur decât mine, trebuie să-mi aleg un om care este mai dispus pentru a mă ajuta, care are experiențe cu Dumnezeu, care se roagă, care are călăuzire, care să și mijlocește pentru mine. Mă amintesc că am și eu așa un frate, este și păstor și proroc și când mai am așa întrebări din slujire și din alte direcții, mă mai duc la el și uneori am stat și două, trei ore împreună și am discutat și uh, s-a rugat cu mine și Dumnezeu a descoperit anumite locuri și altfel se schimbă pentru că pacea asta o, o poate da Dumnezeu, o poate da Domnul Iisus Hristos, o poate da Cuvântul Lui, o poate da Duhul Sfânt, dar de-aia a lăsat și oameni în jurul nostru. Ca și prin ei să lucreze Dumnezeu și prin ei să te înterească Domnul și prin ei să-ți vorbească Dumnezeu și nu trebuie să fim oamenii care să... Uh, ne fie rușine, adică, până la urmă, noi nu, nu cu toții vrem să ajungem în rai, nu cu toții vrem să avem uh, păcatele iertate, nu cu toții vrem să avem uh, salvare și mântuire și asta uh, în contextul în care să avem pace în inimile noastre și pentru asta Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mai există o sursă prin care putem să primim această pace. Și cuvântul Domnului spune, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fie stare nădejde. Observați că credința asta nu numai că te ajută să vezi invizibilul și să să treci peste problemele vieții, ci îți dă și pace. Pacea pe care o dă credința Credința în Domnul Iisus Hristos, credința că El este de partea ta, era o întrebare și o să revenim aici când vor fi uh, răspunsurile, uh, este foarte important să ai credință în Dumnezeu, chiar dacă uh, se năure totul în jurul tău, chiar dacă nu ai uh, răspuns la întrebări încă, chiar dacă uh, nu mai știi dacă ai înțeles sau nu ai înțeles bine voia lui Dumnezeu, să ai credință pentru că Dumnezeu este același și pentru ca credința ta să nu se zdruncine. Este foarte important că ea să fie întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe emoțiile noastre. Eu sunt Pentecostal Gerbeget, eu cred în lucrarea Duhului Sfânt, eu sunt uh, un om care mă duc la seri de rugăciune, Dumnezeu îmi vorbește prin frați, Dumnezeu mi-a vorbit și prin vise. Dar să știți că nu ne putem baza viața de credință pe emoțiile noastre. Că acum sunt foarte fericit, mâine sunt foarte supărat. Și atunci, realitatea care este? Noi trebuie să ne bazăm viața noastră, existența noastră spirituală și relația noastră cu Dumnezeu pe cuvântul Dumnezeu și dacă Dumnezeu ne-a promis ceva, dacă Dumnezeu ne-a promis că ne munte, indiferent cine ne spune celălalt că ce am păcătuit și așa, că asta este problema. Vrăjmașul știți ce face? Vine și spune, o, nu-i mare păcat să faci cu tare și cu tare lucru. Dar după ce l-ai făcut, știți cât de mare îl face? Mai mare decât este el în realitate. Și atunci spune, nu mai ai credință, nu te mai poate ierta Dumnezeu nici pe tine. Spunea cineva, mă oare chiar de asta mă poate ierta cineva? Mă mai poate ierta. Uh, eram odată la Aiud, acum vă zic, uh, eram la Aiud acolo la uh, penitenciar, lucram cu cei cu maximă siguranță, nu știu dacă mai zis la Petania treaba asta și uh, m-am împretenit cu ei ca să fie mai receptivi la cuvântul Domnului. Am găsit și pe un frate care cânta foarte bine la acordeon și la pian. Uh, Dintr-o dintr familie de slujitori, și spunea că el a fost oaia neagră, dar asta este, Dumnezeu l-a eliberat și l-a ajutat și l-a mântuit și va fi cu el mai departe. Și în contextul nostru în care discuteam acolo, erau condamnați la peste 25 de ani minim două omoruri. Deci minim două omoruri, dar erau și cu 3, 4 și așa mai departe. Și după ce discutam cu ei și le-am zis de Evanghelie și așa, au venit cineva și mi-a spus faptele, nu prea aveam eu chef să le ascult și nici starea așa că parcă mă lua frica când auzeam ce vorbește, mai ales când eram la primele întâlniri, după ce m-am mai obișnuit și eu cu ei și ei cu mine. Și știți ce mi-a spus după ce mi-a spus toate astea? Oare pe mine mă mai poate ierta Domnul? Oare pe mine mă mai poate ierta Domnul? Că pe tine te arde, familie de pocăiță mi-a făcut una așa dar eu cu nu știu câte crime la activ și care ce-am făcut și... Oare pe mine mă mai poate ierta Domnul? Dacă viața noastră nu e bazată pe Cuvântul Dumnezeu care spune că sângele Domnului iartă orice păcat, orice fără de lege, atunci o să fim foarte expuși la atacurile vrăjmașii și nu o să mai avem acea pace, nu mai avem acea credință care ne dă pacea și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, să avem această credință. Mai există încă o sursă a păcii, această neprihănire. Și uitați-vă ce spune Cuvântul Domnului în Ieremia, în capitolul 57. pierde cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii de bine și nimeni nu-i aminte că din pricina răutății este luat cel neprionit. Și pare un context atât de simplu, sumbru și de trist. Dar ce frumos este următorul verset care spune el, ăla neprihănit, care din punct de vedere uman se pare că piere, care din punct de vedere uman se pare că a falimentat, care din punct de vedere uman se pare că un om depășit, un om ă, înapoiat, un om care nu mai corespunde cu standardele societății actuale, dar el știi ce se întâmplă că el, el intră în pace în groapa lui cel ce umblă pe drumul cel drept, se odihnește în culcușul lui, nici măcar nu mai spune în sicriul lui. Pentru că deja nu mai este vorba de acel trup care este depus la 2 metri sub pământ, este vorba de sufletul lui care ajunge la Dumnezeu și care merge în culcușul lui și asta știți de ce? Pentru că este neprihănit. Pentru că este neprihănit. De aia caz oamenii în fața morții, că nu știu ce se întâmplă cu ei după. De aia ă, tremură și nu știu ce să facă și și-ar mai lungi măcar cu 10 secunde viața să scape cumva. Pentru că sunt departe de neprihănire. Uh reacțiile umane în perioada de uh, moarte clinică și era un studiu comparativ între uh, cei care îl cunoșteau pe Dumnezeu și cei care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu. Și cei care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu, pur și simplu li se schimulosea fața, erau crispați, erau, strigau, urlau, erau panicați, erau în asta și cei care îl cunoșteau pe Dumnezeu aveau atâta pace, atâta seninătate, ei, ei parcă zâmbeau, ei, uh, nu știu, pacea era dea prin ei, deși era suferința în trup. Înainte să, să, să fie diagnosticat, erau poate și ei veseli și așa, dar după ce a venit suferința, parcă au mai îmbătrânit, au mai suferit și ei și au mai fost așa apăsați, dar era prezența aceea păcii în inima lor, știți de ce? Pentru că erau neprihăniți. Și neprihănirea asta, Dumnezeu vrea să ne dea fiecare dintre noi și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Este foarte important să observăm palierele păcii, în ce domenii trebuie să avem pace. Și deja am spus, în primul rând, trebuie să avem pace cu Dumnezeu. Dacă nu ai pace cu Dumnezeu, chiar dacă ai pace cu șeful, cu soția, cu cine vrei tu din lumea asta, aproape vreau să spun că e dar. Spune Apostolul Pavel, noi, dar suntem trimiși și împuterniciți ai lui Dumnezeu, a lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Insistența aceasta apăsătoare, Parcă inervanta apostolului Pavel care vine și spune, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte. Adică apostolul Pavel înțelegea cât de important să ai pace sau nu cu Dumnezeu. Că ai pace sau nu ai pace cu mine, asta prea puțin contează. dacă când nu ai pace cu Dumnezeu, asta este o foarte mare problemă. Când nu ai pace cu Dumnezeu, că știi că ai păcătuit împotriva lui, că știi că trăiești o viață dublă, că știi că ești un om cu două fețe, că știi că faci asta și asta și asta și asta și nu ai pace cu Dumnezeu. Este foarte complicat, de aia vine Apostolul Pavel și spune ca și cum Dumnezeu va rândena prin, prin, noi. Vă rugăm fierbinte, asta e ceva important. Asta e de viață și de moarte. Nu e o chestie care îmi cumpără astăzi o mașină, mâine îmi cumpără alta. Mâine mă mut într-un oraș, și mâine în altă țară și așa mai departe. Nu, este vorba de dacă ai această pace cu Dumnezeu sau nu. Pentru că primul domeniu în care trebuie să ai pace este cu Dumnezeu. Pentru că dacă nu ai pace cu Dumnezeu, s-ar putea să ai pace cu oamenii. Și să păsa, trăiești, să aprecia să trăiești fericit, să fii un om intelectual care te știe regla emoțional și care uh, poți să uh, faci față provocărilor și să ai cel puțin atitudinea și fațada de pace în fața problemelor grele ale vieții. Dar în ziua în care tu vei părși dincolo, ce se va întâmpla cu tine? În ziua în care când, când se, se va termina viața asta, în ziua în când uh, vei lăsa banii tăi, vei lăsa capacitatea ta intelectuală, vei lăsa prietenii tăi, vei lăsa tot ce este în jurul tău, ce se va întâmpla cu tine atunci? Dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu. Asta nu e o chestiune care uh, cine vrea să teroreze lumea cu viața de dincolo, nu, este o realitate și într-o zi vom ajunge acolo și fie ca acel moment în care ajungem să fie momentul în care să ne, să ne găsească în pace cu Domnul. Tot apostolul Pavel Vergine și spune că și Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Sa să locuiască în El și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe Pământ cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii Lui. Nu poți să ai pace cu Dumnezeu fără să accepti jertfa mântuare al Domnului Iisus Hristos. Nu poți să ai pace cu Dumnezeu prin forțele tale exterioare, nu știu, să practici yoga, să practici tot felul de tehnici meditative, nu există așa ceva. Pacea cu Dumnezeu se face numai prin sângele crucii Domnului Iisus Hristos. Amin. Pentru cei care nu mă credeți, Vă pot pune la dispoziție studii de neuroștiințe care arată că atunci când se practică yoga, când se practică tehnici meditative, nici poveste că, de fapt, creierul tău se relaxează și nici poveste de așa ceva. Și asta nu le-am publicat eu, asta le-a publicat profesori din America care nu sunt creștini. Este profesor Andy Nuremberg, care puteți să-l verificați, de la Universitatea din Pennsylvania, care are un studiu în domeniul să-și arată că ceea ce pretind oamenii, că atunci când practici joga, când practici și meditative transcendentare și tot felul de alte nebunii de genul acesta, permiteți-mi expresia, de fapt creierul tău este mai agitat, mai stresat. Ori atunci când vorbești în limbi, partea responsabilă de vorbire este fără rod. Pentru că nu vorbești tu de la tine, vorbește de Dumnezeu. Și ea acea pace cu Dumnezeu și acea relație cu Dumnezeu. Și, și ăsta este primul domeniu în care trebuie să avem pace. Mai trebuie să avem pace încă într-un domeniu foarte important. Și anume cu ceilalți, cu oamenii din jurul nostru. Acestea sunt cam tot așa interdependente. Unii pot să spună, o, am pace cu Dumnezeu, dar nu știu câți la sută din oameni, cu câți la sută din oameni am pace. Dumnezeu ne spune, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, Marcu 9, cu 50. Cu ce vei da înapoi puterea aceasta? Să trăiți în pace unii cu alții. Să trăiți în pace unii cu alții. Nu poți să spui că trăiești în pace cu Dumnezeu, dar să nu trăiești în pace cu vecinul tău, cu prietenul tău, de bancă, de birou, de ce vreți dumneavoastră. Nu se poate așa ceva. Există anumite contexte și o să vedem anumite lucruri uh, imediat, dar uh, de cele mai multe ori. Dumnezeu ne cere asta pentru că se poate asta. Sunt și excepții și o să vedem, dar până, până una alta, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, așadar să urmăm lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. La pacea și zidirea noastră. Să urmăm aceste lucruri. Este, este cerința lui Dumnezeu, este această poruncă din partea lui Dumnezeu să urmăm aceste, aceste, lucruri care duc la pacea și la zidirea noastră. Așa e că vrem să fim mai puternici spiritual, așa e? Vrem cu toții, suntem pentecostali, cum am spus. Vrem ca Dumnezeu să ne vorbească, vrem ca Dumnezeu să ne întărească, vrem ca să nu mai fim așa de slabi la orice val și la orice încercare care vine peste noi. Practic, cu alte cuvinte, vrem să fim zidiți spiritual. Dar observați că, pe lângă zidirea asta, Apostolul Pavel vine și spune să umblăm, să urmărim lucrurile care duc nu numai la zidire și la pace. Tot Apostolul Pavel spune într-un alt verset că uh, urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Unii sunt foarte mult taxați pe sfințenie, domnule, și ăștia numai sfințenia vor, sfințenie, sfințenie, sfințenie. Alții sunt taxați numai pe pace. Și numai pacea, păi cu pocăința și așa, și așa, să meargă, asta e viața. Cuvântul Domnului spune că fără amândouă nimeni nu va vedea pe Domnul, nu numai fără una din ele. Degeaba e numai una din ele, dacă nu le-ai pe amândouă. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și nimeni nu înseamnă și eu, și oricine care nu are aceste elemente. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, tot în legătură cu pacea, în legătură cu oamenii. Tot Apostolul Pavel vine și spune, încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți. Deci săvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace. Și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Sunt penultimele trei versete din 2 Corinteni, capitolul 13 ultimele cuvinte pe care Apostolul Pavel le scrie celor din Corint. O biserică în care a pus suflet, a pus pasiune, o biserică pentru care s-a jertfit, o biserică pentru care a plâns, pentru care a avut nopți nedormite, pentru care a stat să mijlocească înaintea Domnului și nu încheie epistola până să nu le mai spună încă o dată, trăiți în pace, nu vă mai tot certați, mai frații. Nu le spune numai desăvârșiți-vă, nu le spune numai îmbărbătați-vă, nu le spune numai să fiți cu le spune și trăiți în pace. Și Dumnezeul, dragos și al păcii, va fi cu voi. Dacă voi urmați să trăiți în pace unii cu alții. Și spuneam că există și excepții. Apostolul Pavel vine și spune, dacă este cu putință, într-o cută târnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Adică, uneori chiar n-ai cum să trăiești în pace cu toți. Pentru că a trăi în pace cu cineva ar putea să însemne să faci păcat. Și atunci de asta este versetul ăsta în care spune, dacă este cu putință. Pentru cât atât de voi și iarăși este o întrebare la care o să revenim. Deci sunt excepții în care unele persoane nu au pace, dar și atunci, și atunci, să fim atenți, și atunci trebuie să iubim persoana, chiar dacă detestăm faptele. Și atunci să nu oprim, să ne rugăm. Era uh, apostolul Pavel care spunea: Cine este în foc și eu să nu ard? Cine cade și eu să nu, să nu plâng pentru voi și să nu mă rog? Samuel, după ce a fost detestat uh, de poporul Israel și a vrut să aibă un împărat, nu a încetat să se roage pentru Saul, chiar dacă Saul a păcătuit. Pentru că chiar dacă n-a mai putut să aibă aceeași relație de pace, de, de colaborare. Pe, parte spirituală, pe parte organizatorică, privința poporului Israel, ca așa spune cuvântul Domnului, că nu l-a mai văzut pe Saul până în ziua morții lui. Da? Dar totuși a fost un om care a continuat să se roage pentru el, a continuat să, să mijlocească înaintea Dumnezeu pentru el, chiar dacă n-a mai putut să aibă acea relație de pace și acea a, a, prietenie frumoasă care aveau ei. Este important să avem pace cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Este important să avem pace cu oamenii, dar uneori cel mai greu e să avem pace cu noi înșine. Spuneam deja că vrăjmașul zice, nu e problemă mare, acum mai scap și tu o minciună, o chestie și toată lumea o face, nu? Și după aia nu ți a dus de pace. ți o furat-o pacea. Și nu mai ai pace tu cu tine însuți. Vin păstori și spun, frate, soră, dacă te-ai mărturisit înainte Domnului, Domnul te Nu, nu se poate să merg. Mai invocăm și versetul din Evrei, care spune că dacă cineva a fost luminat odată și a gustat din darul ceres și a căzut, este cu neputință și sunt atâtea erezii. Odată am discutat cu un frate două ore jumate. Era mult mai în decât mine și eu era mult mai tânăr atunci. Și nu puteam să cred cum omul ăsta crede așa ceva. Adică jertfa lui Hristos nu mai arată și păcatul cu tare. Nu, nu concepeam asta. Adică cine sunt eu să minimalizez puterea jertfei lui Hristos? Dacă Hristos este gata să mă ierte, dacă Hristos este gata să mă mântuiască, indiferent din ce păcate am avut, indiferent de, de scăzămintele mele, de, de groapa morcilei în care am fost, dacă Hristos vine și mă scapă, de ce să mă mai tot îngrijoreze eu? Dacă a promis că va fi cu mine până la sfârșitul zilelor, de aia spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Nu vă îngrijorați de nimic. Celui cu inimă tare, tu că pacea. Da, pacea, știți de ce? Pentru că o merită, nu, pentru că se încrede în tine. N-a meritat-o, că a fost păcătos, a fost cu scăzăminte, a fost cu greșeli, a fost cu abate, a fost cu păcate, dar a vomit în momentul în care s-a încrezut în tine. De aceea spune, încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul este stânca viacurilor. Mă rog ca să nu plece nimeni de aici fără să aibă pace interioară, să aibă pace cu el însuși. Pentru că de acolo pot să apară foarte multe alte probleme de, de nemulțumire, de depresie, de alte probleme psihice, alt fel de lucruri complicate și uh, să aluneci așa pe un topogan în care uh, vrăjmașul numai să râde de tine. Știți de ce? Pentru că nu facem ce spune cuvântul Domnului, uitați ce spune, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Că cel însuși îngrijește de voi. Care dintre voi ați căutat în tomberă și când? Mie mi se mai întâmplă să mai arunc din lucruri și câteodată mă duc să mai caut. Dar nu chiar până la tomberon, acolo în birou sau acasă. De asta spune Apostolul Pavel să le aruncați îngrijorările. Pentru că să le considerați ca niște gunoaie, ca niște rebuturi, ca și niște lucruri de care nu mai aveți nevoie. Vă debarasați total, vă deziceți de ele total. Aruncați asupra lui îngrijorările. Nu mai tot le măcinați la nivelul minții. Nu mai tot le rumegați și ziua și noaptea și la timpul de rugăciune și când sunt seara de tineri, vă tot la altceva vă gândiți. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Nu vă mai tot frământați mintea cu ce veți mânca, ce veți bea, cu cine vă veți căsători și probleme de genul ăsta, cum spunea Domnul Isus Hristos. Aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Îngrijiți-vă de voi, da, cum spunea fratele Sergiu, trebuie să facem cele care ne cere Dumnezeu să le facem, dar nu să ne îngrijorăm încât să uh, luăm noi uh, sarcina și responsabilitatea de a face ceea ce Dumnezeu, de fapt, trebuie să facă în viața noastră. Și arunca înseamnă că le arunci și nu le mai cauți. Nu mai mergi la tomberon și să văd, oare cum a fost cu îngrijorarea, oare cu cine mă căsătorez, oare trec examenul ăsta, dacă ai învățat, îl treci, dacă nu l-ai învățat, îl spun eu, de pe acum, nu treci. Aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Așa că știm să ne îngrijim noi unii de alții. Așa că părinții îngrijesc foarte bine de noi și Domnul se bine binecuvinteze. Dacă de mult îngrijește Domnul Iisus Hristos de noi. Așa spune cuvântul Lui, El însuși îngrijește de voi. Când știi că Dumnezeu e de partea ta, când știi că Dumnezeu este acela care te îngrijește, cum să ne ai pace cu tine însuși? Cum să ne ai o pace interior? Indiferent ce se întâmplă în viața ta, indiferent câte uh, cataclisme vin, indiferent câte războaie vin, indiferent câte... Apropo, cei care sunteți mai sensibili la anumite chestii, măcar evitați-le, nu le mai tot vă expuneți la tot felul de știri, la tot felul de chestii care nu mă să alimenteze îngrijorările. Dacă vezi că ești sensibil la asta, ca și cum cineva e mai predispus la a fuma și mai spitit la alte păcate, ferește-te de astea. Închideți telefonul, ia telefonul de stat, simplu. Fără touchscreen. Eu am mai spus odată că foarte multe știri eu le aud de la Amvon. Nu... M-am întâlnit odată cu un profesor universitar din America, anul ăsta, vara asta, câteva luni în urmă, săptămâni. Și era foarte ofensat că nu știu ce s-a întâmplat în America. O, cum, nu știți ce s-a întâmplat în America? Și care e problema? dacă vrei, zic ce s-a întâmplat în domeniul MRI în ultimele trei luni. Că este domeniul meu de muncă, da? Deci, mă întrebați ce s-a întâmplat în America. Cum? Nu te interesează? Păi nu mă interesează ce sunt în America. N-am, -am timp. Nu că nu mă interesează, că desconsideri țara îmi place. Cu ajutorul Domnului sper să ajung iarăși, dar nu mă preocupă încât să ajung la îngrijorare, încât să nu mai pot să dorm noaptea, încât să stai să mă gândesc mă, ce se întâmplă cu cutare, cu accidente, cu avioane, cu războaie, cu bol, cu vaccinuri, nevaccinuri, semnul fel și baliverne. Iertați-mă, baliverne. Îngrijorări de astea care uh, nu le-am aruncat la coșul de gunoi. Trebuie să le aruncăm. Dacă vrem să avem pace cu noi înșine. Dacă nu, va fi complicat. Și important să luptăm pentru pacea asta, pentru că dacă nu ne îngrijăm de nimic și dacă în orice lucru aducem cererile noastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, abia atunci pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepre ne păzește inima și gândurile în Hristos Iisus. Ne este strajă de gândurile noastre să nu luăm raznă. Să nu fim oameni care să devenim extremiști, să nu fim oameni care să alunecăm de pe cale, să nu fim oameni care să nu mai știm ce e bine și ce e rău, să nu fim oameni care să ne pierdem cumpătul, să nu fim oameni pentru că asta e puterea păcii, să îți păzească Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu să-ți păzească inima și gândurile. Când atâtea inimi sunt atacate, când atâtea gânduri sunt pradă celor rău și vărșmașul râdele și își bate joc de oamenii care sunt super îngrijorați și prea, prea uh, de ce să facă mâine, ce se facă război de ce se facă răspoi mine? în loc să aibă pacea lui Hristos. Este această nevoie. Și Domnul Iisus vine și spune, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Care lucruri ne spui ca să avem pace? Știți care? Uitați-vă. În lume veți avea necazuri. Succes. Vă spun asta ca să aveți pace în mine. Nu vi se pare că parcă e un Nu. Nu, pentru că vine Domnul și spune, în lume veți avea necazuri. Eu nu sunt adeptul Evangheliei Prosperității care spun că totul e rost și când ai cu capul de perete zici, bă, dar nu mai asta e Christos. Nu, în lume veți avea necazuri, dar nu asta e problema. Că voi nu mai sunteți singuri, îndrăzniți, că eu am biruit lumea cu toate necazurile ei. Oricine ar credea că se ridică împotriva noastră, Putin sau ONU sau nu contează cine, știm că Hristos a biruit lumea și El ne dă biruință să fie Domnul. De aceea avem pace în El, chiar și când avem necazuri. Chiar și când avem necazuri, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului mai departe. Deci fiindcă suntem secotriți neprihăniți prin credință, când conștientizăm cât de importantă e neprihănirea asta, și când suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui. Și mai departe, cuvântul ne spune, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Asta are cumva probleme psihice? Nu. Vă spun eu că nu. Asta are o pace care întrece orice pricepere. Și aia vreau să avem fiecare dintre noi. Și asta e puterea păcii care nu ți-o poate fura nimeni. Când știi că Dumnezeu este cu tine, când știi că El te-a mântuit, nu contează. Poate mâine n-ai ce mânca, poate mâine nu știu ce diagnostic vine, poate nu știu ce se întâmplă pe mine și așa mai departe. Toate astea pălesc în fața neprihănirii care dă credința. Toate astea pălesc în fața uh, raiului care le-a pregătit și îl pregătește Domnul pentru tine. S-a dus acolo să pregătească un loc pentru mine și pentru tine. S-a dus acolo, a, părăsit gloria cerească pentru mine și pentru tine, ca eu să mai am pace, ca să eu, am, eu să am liniște. Nu să-și bată joc vrăjmașul de mine tot timpul cu ne-liniște și cu minte frământată și cu gânduri negre, nu. Să avem această bucurie în nădejdea slavei Lui. Dar nu numai slava Lui ne bucură, ci ne bucurăm și în necazuri. Acum pe pământ, până să ajungem în slava Lui. Atunci, da, toată lumea înțelege că te bucuri în slava Lui Hristos, nu cum să nu te bucuri în Rai. Pe asta ne dorim cu toții. Dar până să ajungi în raiul ăla, ai motive de bucurie chiar și în necazuri. Știi de ce? Că e pacea lui Hristos pe tine. Că e neprihănirea care credința și asta îți dă pace. Dar dincolo de toate aceste lucruri despre pace, să nu uităm că pacea nu numai că e bună pentru minte și pentru uh, trup și pentru psihicul nostru, ea este și o poruncă din partea lui Dumnezeu. Nu e ceva facultativ. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Caută pacea, că uneori numai scandalul poate să iasă în față. Și așa de ușor vine la îndemână câte un coleg sau cineva care numai tot te atâță. Și atunci tu trebuie să fii omul care să cauți pacea. Și când nu mai găsești, trebuie să o mai cauți încă o mai tare, mai departe. Și când vezi că tot mai departe fuge, să alergi după ea, asta spune cuvântul Domnului. Depărtează-te de rău și fă bine, dar nu sta pasiv, ok, nu mai fac rău, dar nu știu cum e cu pacea. Nu, caută pacea și aleargă după ea. Și din nou același verset care spune, sarea dacă este bună, dacă seara își pierde puterea de a săra, cu ce îți vei da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi, înși vă, și să trăiți în pace unii cu alții, nu dacă vreți, nu numai câteodată, nu numai când se potrivește. Nu, asta este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. O scurtă recapitulare. Este foarte important să înțelegem că acest atribut al roatei Duhului Sfânt nu putem avea dacă nu avem pace cu Dumnezeu. Și chiar dacă ai pace cu oamenii, pace cu tine însuți, pace la locul de muncă, dar nu-l ai pe Dumnezeu, încă nu ai pace adevărată. Pentru că, în primul rând, trebuie să avem pace cu Dumnezeu, trebuie să avem pace cu Domnul Isus Hristos, trebuie să lăsăm ca Duhul Sfânt să fie ceva real în viața noastră, care să ne impregneze viața noastră, care să ne transforme viața noastră, care să ne dea acea bucurie, acea pace și cuvântul Domnului să fie acela care să aducă pace, părtășia cu frații să-ți aducă pace și credința aia că, indiferent ce se întâmplă pe Mapamont, tu ești în mâna lui Dumnezeu, tu ești copilul lui Dumnezeu, tu ești mântuitul lui Dumnezeu și nu te interesează tot ce se întâmplă în lumea asta, că tu nu ești afectat de ele, că Dumnezeu este în control tuturor. Să ai credința asta și să ai acea neprehnire pe care o dă Domnul. Să ai pace cu Dumnezeu și să ai pace cu oamenii. Și cu oamenii cu care nu ai pace. Să n-ai război. Cu oamenii care nu ai pace, să n-ai război. Să ai pace interioară și mă rog dacă sunt inimi care nu au pace, inimi care sunt frământate, inimi care sunt tulburate, Dumnezeu să fie acela care să le dea pacea. Amin. Am intrat aici la întrebare și prima întrebare spunea cum să am pace când promisiunile lui întârzie și vin îndoiel căci chiar el mi-a promis. Cum știm că nu m-am încurcat eu de fapt? Deci, ca să poți să ai pace, în primul rând, așa cum spuneam, trebuie să ai pace cu Dumnezeu, trebuie să fii un om care studiezi cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-ți faci partea ta. Da? Indiferent care e asta. Că uneori, punem în seama lui Dumnezeu lucrurile care noi nu le-am făcut și așa, falimentar, spune, eu, n-a fost voia Domnului, ăsta a fost planul lui. De fapt, eu nu mi-am făcut partea. Dacă eu nu mă duc și nu lucrez la lucru, păi nu spuneți mie că nu vreau Domnul să am salar, dacă nu mă duc să lucrez, nu? Deci, după ce ai făcut toate aceste lucruri, da? Ai făcut, ai, ai pace cu Dumnezeu, ești un om care trăiești pocăința, care ai credință, care trăiești în neprihănire, în curăție, studiezi cuvântul lui Dumnezeu, ai o relație vie cu Domnul și ți-ai făcut și partea ta. Oricât de mult întârzie promisiunile lui, nu te îngrijă. Știu că e greu, nu e ușor. Dar oricât de mult întârzire promisiunile lui, nu te îndoi de ele. Așteaptă-le. Poate le aștepți un an, doi, cinci, zece, 20, nu știu cât. Dar nu te îndoi de ele, că sunt promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă tu ți-ai făcut partea ta și tu ești serios și tu ești pocăită și pocăit și îți faci partea ta și trăiești în sfințenie, nu contează când vine sau nu vine răspunsul. Tu ești în mâna lui Dumnezeu, tu ești în brațul lui Dumnezeu, tu ești mântuitul lui Dumnezeu și asta trebuie să se dea pace. Și dacă cum ai fost sincer și chiar te-ai încurcat, cum era și a doua întrebare din prima întrebare, cum să știu că nu m-am încurcat eu de fapt, dacă tu ești sincer, Natul Dumnezeu, chiar dacă te-ai încurcat, Dumnezeu te va descurca. A doua întrebare este în regulă să faci pace cu cineva, chiar dacă aceasta implică sacrificarea unui principiu biblic. Deci încheierea e foarte clară, principiul biblic. Principiile biblice sunt nenegociabile. Deci principiile biblice sunt nenegociabile. Ce scrie negru pe alb în Biblie nu se negociază. Numai că există diferența dintre principii și încredințări. Există principii în Biblie clare, transmise în cuvântul Domnului, nu există uh, pocăință fără botez, fără mântuire și așa mai departe. Există principii clare în Biblie și există anumite încredințări al unor persoane. Unele persoane au anumite încredințări, altele au alte încredințări. Al, unele, de exemplu, au încredințarea că nu pot să vină la cina Domnului dacă n-au luat o zi de post înainte. Dar să nu scrie în Biblie. Dar asta e încredințarea lor. Ei, anumite încredințări pot fi negociate de dragul păcii. Dacă cugetul tău nu este prea afectat și ai maturitatea spirituală, te-a putea trece peste. Dacă nu, nici măcar în credințele nu sunt mai negociabile. Deci să fim foarte atenți. Principiile biblice sunt ce, ce scrie alb în Biblie și ele sunt nenegociabile chiar și în detrimentul absenței păcii. Da? Deci chiar dacă nu am pace, eu nu trec peste cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui spune, întrucât atârnă de voi să trăiți în pace. Când nu, Dumnezeu să ne ajute anumite încredințări care nu-ți condamnă cugetul și pentru care nu ești condamnat în cugetul tău, acele le mai poți discuta, dar și acelea până la nivelul în care nu ți se condamnă cugetul. Asta depinde de maturitatea spirituală la fiecare. Și cred că am răspuns așa după cum am știut, cum v-am spus. Este postul o opțiune pentru iertare, eliberare și interere spirituală, în special când ești înconjurat de multe feluri de tineri, cât de des trebuie practicat. Acum, uh, tematica era pacea, dar o să răspundem și la post. Să știți că uneori avem tendința asta umană, ca să nu-i spun românească, în care să avem impresia că pentru ca Dumnezeu să ne dea ceva, trebuie să-i dăm și noi lui. Adică și eu am crezut că dacă nu postez înainte să mă duc la străință, nu mă botează Domnul cu Sfânt. Și am postit și nu m-am botezat. Am postit și nu m-am botezat. M-am dus la străință, iar am postit și nu m-am botezat. Și m-am botezat acasă, fără să postesc. Deci, să nu credeți că noi putem cumva să-i cumpărăm uh, mila lui Dumnezeu, iertare lui Dumnezeu. Nu, nu există iertăciune, nu există canoane, nu există așa ceva. Deci, harul este har. Dumnezeu ne mutește prin har, Dumnezeu ne ajută prin har. Dacă uh, uh, este această uh, stare, într-adevăr, de apăsare, de neiertare, de ai nevoie de eliberare, într-adevăr, există poate păcate de care nu te poți lăsa și atunci, da, trebuie să ieși și zile de post. Dar să nu crezi că în virtutea zilei de post te-ai eliberat, Domnul. te-ai eliberat tot prin harul lui, chiar dacă ai postit. Și chiar dacă trebuie și să postești. Deci eu nu exclud postul, noi trebuie să postim și aici există o încredințare a mea care, permiteți-mi să vă spun, dar să nu o luați ca și principiul biblic, se spunea cât de des trebuie practicat. Eu am o credințare, nu scriem Biblie cât de des, dar cuvântul Domnului spune că dacă neprihănirea noastră nu va întrece prin neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, știți ce spune mai departe, nu? Știți? Nu știți? cu niciun chip vom intra în împărăția celor. Și știți care era neprihanirea cărturilor și a fariseurilor? Fariseul a zis, eu postez de două ori pe săptămână. Acum nu mai zic mai mult. Atâta v-am spus. Așa că frecvența depinde într-adevăr și de starea de sănătate și de maturitatea spirituală, dar nu cred nici în pocăitul care zice că noi el postește o dată pe an. Iertați-mă. Nu prea cred. Uh dar nici să nu credem că datorită postului nostru ne arte Domnul, datorită postului ne eliberează, datorită postului suntem în spiritual. Nu, o face prin Harul Lui. Dar toate astea trebuie făcute exact cum spune acolo. Dați zecioală din izmă, și mărar pe toate aceste lucruri. Trebuie să le faceți, dar pe celelalte să nu ne lăsați nefăcute. Deci să nu cumva să cădem în ispita asta, că s-ar putea să pățiți ca mine. Să nu vă dea Domnul Botezul cu Duhul Sfânt, că ați prea postit, că rezâncăm că prin postul primiți. Nu. Dumnezeu îl dă prin har, Dumnezeu îl dă prin iubirea Lui, prin iertarea Lui. Trebuie să postim, trebuie să ne disciplinăm, trebuie să apelăm. Nu poți să stai fără iertare, nu poți să stai neeliberat. Și asta trebuie să apelezi la sujitorii Domnului care să te ajute la treburile astea. Și dacă spun și zile de post, da, toate, trebuie, toate acestea trebuie făcute, dar totul se face prin har. Ultima întrebare, dacă bine văd dați, cum pot păstra pacea atunci când faptul că știu planul lui Dumnezeu apasă greu? Nu știu dacă am înțeles foarte bine. Probabil cum pot să păstrez pacea când planul lui Dumnezeu apasă greu peste mine? Dacă bine am înțeles sau dacă ați înțeles un pic cineva mai bine, vă rog să mă ajutați. Deci cum pot să păstrez pacea atunci când știu că planul lui Dumnezeu apasă greu? Deci, în primul rând, noi trebuie să știm că noi nu mai suntem mai noștri dacă vrem să păstrăm pacea. Eu nu sunt trube for al meu sau al soției sau al familiei, nu. Eu sunt al lui Dumnezeu. Și dacă uh, Dumnezeu vrea ca să mă maturizeze spiritual și pentru asta îngăduie în, în, anumite planuri care apasă greu pe viața mea, nu trebuie să fiu la plângăciosul care, Doamne, mă scap o dată, că ce greu e și... Nu. Eu trebuie să am maturitate spirituală să zic, Doamne, sunt al tău, sunt în mâna ta. Dacă mai trăiesc 5 ani sau 5 minute, te țit. Dacă uh, Devin bogat sau sărac, dacă slab sau mai puțin slab, eu sunt al tău. Și atunci, când știi că nu mai îți aparți ție, poți să-ți păstrezi pacea, pentru că știi că tu ești al lui Dumnezeu și Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Dumnezeu are putere să-ți rezolve problemele, Dumnezeu are putere să fie cu tine. Să știți că există experiențe cu Dumnezeu care nu le poți avea numai prin încercare. Și noi tot fugim de încercare. Există prezențe plenare a lui Dumnezeu în viața ta, în, în familia ta, în, în, în conjunctura ta, în personalitatea ta, care nu le poți să ai numai acolo în spital. Când am fost în America cu soția internată, am avut experiențe de genul. Nu le obții la învon. la învon Obții ce obții, aici obții ce obții, la microfon. Dar acolo când ești în presă, acolo când Dumnezeu îți vorbește, acolo când Dumnezeu te cercetează, acolo când... Și atunci de ce să încercăm să fugim de... Planul lui Dumnezeu care apasă greu. nu îl înțelegem. Plângem, Doamne, te rog să mă ajuți. Un frate păstor a spus că după ce a murit soția lui, mi-a fost profesor anul acesta, ce și, și anul trecut, a spus că după ce a murit soția lui, s-au dus studenții la el și nu știau ce să-i zică. Era oricum un profesor foarte bun, și în timpul pauzelor ieșea cu ei și discuta probleme, hrană mai tare din cuvânt, să zicem așa, tot felul de lucruri, întrebări grele din Biblie și așa, profesor din Noul Testament. Și în perioada în care soția lui a fost bolnavă, în trei luni de zile a murit datorită cancerului sau ceva de genul, oricum foarte scurt timp, el în fiecare pauză nu mai stătea de vorbă cu nimeni, mergea într-o sală și se turuga singur. Și acum când s-au dus studenții la mormântare, nu știau ce să-i spună, condoleanțe, ce, ce, ce să încurajez, să ai nădejde, ce să-i spui unui profesor universitar care... Și profesorul i-a văzut că ei cam evită să meargă să-l salute sau să-i spună ceva și s-a dus ei la el, el la ei și le-a spus în felul următor, dau slavă lui Dumnezeu că până acum n-am risipit niciuna din încercările lui de peste viața mea. Dau slavă lui Dumnezeu că până acum n-am risipit nici una din încercările lui peste viața mea. Adică, chiar dacă e greu, chiar dacă e uneori poate imposibil din punct de vedere uman, din punct de vedere logic, din punct de vedere practic și experimental, nu are sens, nu se mai poate și mai departe. Tu să știi că ești în mâna lui Dumnezeu și să știi că Dumnezeu vrea să te învețe ceva, Dumnezeu vrea să-ți vorbească ceva și Dumnezeu este acela care nu te părăsește. De asta cuvântul Domnului trebuie să ne fie la temelie și dacă în cuvântul Domnului spune că El ne iubește, ne iubește cu o iubire veșnică, că a murit pentru noi, indiferent câte ni se întâmplă, bune sau rele, noi să nu credem că Dumnezeu numai tu ne iubește când totul este roz. Nu, Dumnezeu ne iubește tot timpul. Și când e bine și când e rău. Și parcă mai mult ne iubește când e rău, ca să simțim, spunea cineva, dar asta este o erezie din punctul meu de vedere. Dumnezeu ne iubește la fel de mult. Dumnezeu oricum ne iubește. Ne-a iubit că de -aia a murit pentru noi. De -a, și a dat viața pentru noi și vrea ca și noi să fim oamenii care să-L iubim pe El și vrea să avem pace în inimă. Dacă nu mai sunt și alte întrebări din sală, cred că ne putem apropia de încheiere. Sper că nu v-am plictisit. Sau nu v-am dus în erezie? Nu? Ok, haideți să ne ridicăm atunci în picioare. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară. A fost o seară binecuvântată pentru mine.